Protest cu mașini în centrul capitalei. Proprietarii de autoturisme înmatriculate peste hotare cer pentru a săptămâna la rând anularea legii care le interzice să-și țină mașinile în Moldova mai mult de jumătate de an. Motivul invocat este că nu au unde sta în alte țări, dar nici bani pentru a achita de vamarea, mai ales că în unele cazuri aceste taxe depășesc prețul mașinii. Până la această oră nu am reușit să obținem o reacție de la autorități. Astăzi, în piața Mare Adunări Naționale, erau în jur de 60 de mașini de toate modelele, toate cu numere de înmatriculare din alte țări. Conducătorii auto cred că legea care le permite să stea în țara noastră doar 180 de zile este una abuzivă și le încalcă dreptul la libera circulație. Pe mine nu mă aranjează treaba asta, că vă dați seama ce fac eu după 180 de zile. Mă duc să o parchez undeva după vamă, să o lăs acolo și să vin aici să-mi cumpăr o mașină de 2000 de euro. Dar n-ai ce cumpăra, la mine mașina costă 1500 de euro, ca exemplu. De vamare mă costă 14.000, cam aici. 14.000 de euro la o mașină de 1500 de euro. Valeriu Petrescu este din România, dar fiind căsătorit cu o moldoveancă, au trecut cu traiul aici. Cei doi au o mașină de 16 ani, dar fiind la o vârstă mai înaintată, nu au suficienți bani pentru a o devama, dar nici posibilitatea să iasă din țară la fiecare jumătate de an. În România spațiul locativ nu mai avem. Avem în Chișinău. Permanent trăim aici. E cu vize provizorii. 6 luni, unde mă duc? Dacă n-am. Splătesc să las mașina în parcare și să mă întorc înapoi să o plătesc, să mă duc să stau la gaz în România, să plătesc chirii și așa mai departe și facem noi. Valeriu spune că este dispus să plătească un impozit pentru vehicul, dar nu vrea să o vândă. S-a obișnuit cu mașina. În plus, spune că este foarte comodă pentru deplasare. Eu dacă vreau să o vând, nu cred că primesc 3.000 de euro. Deci, făcând un calcul așa, minimum 4.000-5.000 de euro. Deci eu trebuie să mai cumpăr o dată mașina, ca după aceea dacă o vând, nu mă aleg cu nimic. Nici măcar nu recuperez cât am dat de vamarea. De ce să-mi vând mașina când mașina la 149.000 de kilometri merge, știți cum? Eu am avut grijă de ea mai mult decât mine. De mine. Deci este perfectă, funcțional. Protestatarii spun că au depus 2 cereri de audiență la președinție și guvern, iar răspunsul pe care l-au primit este că cererea lor este procesată. Anterior, deputații care au elaborat aceste modificări legislative au declarat că restricțiile au fost introduse pentru a elimina unele inechități, dar și pentru a evita abuzurile. Este vorba despre persoanele care aduc mașini cu numere străine și le vând aici la piese. Aceste argumentări sunt total neîntemeiate, deoarece noile restricții nici într-un mod nu opresc aceste abuzuri, pentru că cetățenii care activează în mod ilegal și introduc aceste mașini în țară, declarându-le prin acțiune pe cetățeni străini, de obicei români, mai în vârstă, mai săraci, mai amărâți, cetățeni ucraineni care acum tot sunt în dificultate și pentru careva sumă de bani sunt dispuși la aceste lucruri, pentru ei este destul și o zi de aflare în țară. Mașina, odată ce a fost introdusă, timp de câteva ore ajunge la dezmembrare, se desface pe piese și după care dispare. Am solicitat o reacție din partea guvernului, dar nu am primit deocamdată niciun răspuns. Din 1 ianuarie curent, orice persoană are dreptul să introducă mijloace de transport pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de până la 180 de zile, pe durata 12 luni consecutive, fără excepții. Asta înseamnă că mașina cu numere de înmatriculare străine se poate afla în țară timp de 6 luni, iar cealaltă jumătate de an peste hotare.